Momente pline de emoție pentru absolvenții Universității Politehnice din București. Alături de părinți, profesori și colegi, promoția 2021 a sărbătorit reușita de a deveni noua generație de ingineri. Din cei 4.000 de absolvenți, aproape toți au reușit să-și găsească un loc de muncă în domeniul studiat. Printre ei l-am întâlnit pe Silviu, care a terminat cu 10 și acum lucrează pentru gigantul Amazon, după ce s-a specializat pe inteligența artificială. Am participat la olimpiade de matematică în primii ani, după am participat și la concursul de informatică. Iar toate acestea se pot pune în CV și cântăresc mult mai greu atunci când ai un interviu și ai șanse mai mari să fii acceptat. Mereu mi-am dorit să am un impact, să lucrez pe ceva care să aibă un impact pozitiv asupra lumii. Și Vlad este absolvent de 10, iar marile companii l-au acceptat în echipele lor încă din primii ani de facultate. În principiu, da. Lumea o să-și găsească bine loc de muncă de aici. Trebuie doar puțin interes. În niciun moment nu am vrut neapărat nota 10. Voiam doar să fac tot ce se poate, să dau tot ce e mai bun din mine și să știu la finalul zilei că am făcut treabă bună și că nu puteam să fac și mai mult. Sunt pe profilul Ingineria Securității în Industrie și am primit deja 3 oferte de job și urmează să merg săptămâna care vine la interviuri. Profesorii universității se mândresc cu faptul că, în ciuda pandemiei și anul acesta, au reușit să le ofere studenților certitudinea unei cariere în domeniul visat. Avem în acest moment peste 9.000 de locuri de muncă oferite generației de circa 3.900 de absolvenți anul acesta, o generație un pic mai mare decât generațiile trecute. Este o criză majoră de ingineri pe piața forței de muncă. România are nevoie de peste 600.000 de ingineri în următorii 10 ani și cei mai buni ingineri din România și din această parte a lumii, scuzați-ne lipsa de modestie, se pregătesc la Politehnica din București. Dacă vrei să transmiți știință, trebuie să fii tu creator sau cel puțin să te străduiești. Deci cercetarea este un obiectiv important pentru orice universitate. Politehnica nu e o școală ușoară. E o școală, aș îndrăzni să spun, o școală grea. Și dacă școala te-a învățat cu greutățile, treci mai ușor la viața activă. Pentru a respecta regulile impuse de pandemie, ceremonia a fost împărțită pe mai multe zile. Prima a fost destinată șefilor de promoție.